La doar câteva zile după ce scandalul apei a izbucnit în județul Dâmbovița în urma unor dezvăluiri făcute de un fost angajat al companiei de apă, Apa Reacții. Inspectoratul de poliție al județului Dâmbovița a anunțat că în cauză a fost întocmit un dosar penal de cercetare. Poliția orașului Fieni s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că rețeaua de apă potabilă a fost alimentată cu o apă din albia râului Ialomița, existând astfel pericol pentru sănătatea cetățenilor, animalelor și plantelor. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de articolul 311 din Codul Penal, urmând ca la finalizarea acestora să se propună soluție legală prin parchet. Reprezentanții companiei de apă spun că nu-și fac griji pentru că totul ar fi în regulă cu apa din acea zonă. Bă, mai mult, aceștia susțin că apa din nord este mult mai bună decât, spre exemplu, apa din orașul Dâmbovițean-Găiești. Acolo oamenii se plâng de ani de zile că apa curge cu rugină la robinetele lor. Furnizorii și medicii de la Direcția de Sănătate Publică susțin că nu e vorba de rugină, ci de o concentrație prea mare de mangan, care... Ce să credeți, e perfect normal și nu pune sănătatea în pericol. Să le transmitem celor din Găiești că dacă apa ruginită mai curge la el, să bea fără niciun deci, fel de probleme. Scuzați-mă, nu este apă ruginită, este apă cu o concentrație mai mare de mangan, care are două efecte. Pe de o parte, îmi limitează consumul de apă, că vorba aia, când bei o apă dintr-un pahar, te uiți că este galbenă, îți repugnă consumul. Este galbenă, îți repugnă consumul. Îți repugnă consumul. Cu alte cuvinte, locuitorii din Găiești sunt niște fericiți. De scârbă apei cu mangan, beau mai puțin și deci pot avea și facturi mai mici. Un dezavantaj însă ar avea apa cu mangan. Distruge aparatura. Pe de altă parte, se depune și distruge aparatura electrică, electrocasnică la care este folosit, pentru că formează ca o clisă, așa, care obstruează toate canalele prin care curge. Da, distruge aparatura, ne provoacă repulsii și cu toate acestea este bună de consumat pentru că, așa spune literatura de specialitate. În literatura de specialitate, manganul nu este considerat a fi un element cu impact major pe sănătatea populației.